Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, păcător al cerului și al pământului, Mântuitorul lumii, iată, noi, nevrednicii și păcătoși, cu smerenie plecăm genunchii inimilor noastre înaintea slavei Tale și mulțumire îți aducem, Împărate al tuturor și Doamne, că bine ai voit ca un om a purtat toate ostenelile, nevoile, ispitele și chinurile, ca să fii nouă pildă întru toate. Tu ai purtat toate întristările și necazurile, fiind nouă ajutor, împreună pătimitor și mântuitor. Știm întru tot îndurate, Stăpâne, că pentru mântuirea noastră crucea și pătimirile ai răbdat, ca pe noi să ne răscumperi din robia cea cumplită a vrășmașului. Ce dar vom aduce Ție, Hristoase? Ce dar vom aduce Ție, iubitorule de oameni, pentru toate cât ai pătimit pentru noi, păcătoși? Sufletele și trupurile și toate cele bune de la Tine sunt și noi ai Tăi suntem. Numai la milostivirea Ta cea nemăsurată nădăjduim, bune și îndurate, Doamne, lăudăm îndelungata Ta răbdare, mărim milostivirea Ta cea multă, închinându-ne preacuratelor pătimiri și cu toată dragostea sărutăm mâinile Tale strigând: miluiește-ne pe noi, robii Tăi, și fă să nu fie fără de roade întru noi crucea Ta cea sfântă, și ca împărtășindu-ne aici cu credință pătimirilor Tale, să ne învrednicim a vedea și în ceruri slava Împărăției Tale, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.